Noi știm că Dumnezeu există din veșnicie. Biblia începe cu afirmația La început Dumnezeu, Geneza 1 cu 1. Acestea sunt primele trei cuvinte din Biblie. Ele se referă la viacuri de veșnicie trecute, așa de îndepărtate încât mintea noastră nici măcar nu le poate cuprinde, pentru că mintea noastră poate înțelege doar timpul. Dumnezeu a existat înainte ca timpul să înceapă. Dar Satan nu a existat înainte ca timpul să înceapă. Satan este o ființă creată. Înseamnă oare aceasta că Dumnezeu a creat o ființă rea? Nu. Acest lucru ar fi imposibil. Dumnezeu nu poate crea vreodată ceva rău. Tot ceea ce el creează este perfect. Chiar Adam și Eva, când au fost creați, au fost perfecți. În același fel, și Satan, când a fost creat, a fost perfect. El era cunoscut ca steastră lucitoare, fiul al zorilor sau luceafărul de dimineață, Isaia 14 cu 12. Acel nume are acum o conotație rea, dar cu mult timp în urmă, când a fost creat la început, nu era așa. El a fost creat ca și conducător al îngerilor, ca să-i conducă pe îngeri în glorificarea lui Dumnezeu. Când a fost creat, Dumnezeu i-a dat multe abilități și puteri supranaturale. Ulterior, însă, el a căzut în păcat și a devenit Satan. Dar Satan are încă și astăzi acele puteri, pentru că Dumnezeu nu i le-a luat înapoi când a căzut. Ne putem întreba de ce Dumnezeu nu a luat acele puteri de la diavol. Motivul este acela că, în mod obișnuit, Dumnezeu nu ia înapoi darurile pe care el le oferă. Chiar și noi, ca ființe umane, nu luăm înapoi darurile pe care le-am oferit cuiva. Chiar dacă acea persoană se întoarce într-o zi împotriva noastră. Și astfel, Satan își folosește puterea să facă rău oamenilor. Și de aceea, oamenii care intră în contact cu el pot face lucruri supranaturale prin vrăjitorie. Cu privire la Satan este scris: Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare? Acela era numele lui, stea strălucitoare. Fiu al zorilor. Isaia 14 cu 12 ca conducător al îngerilor lucifer a fost constant în prezența lui Dumnezeu de ce a căzut el cauza este arătată în versetele din Isaia 14 versetul 13 tu ziceai în inima ta mă voi sui până la ceruri îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de scaunul lui Dumnezeu voi fi ca cel preanalt dar ai fost aruncat în locuința morților în adâncimile gropii Lucifer a fost mai înzestrat, mai frumos și a avut mai multe abilități naturale decât toți ceilalți îngeri. El a condus pe îngeri în adorarea lui Dumnezeu, până când mândria i-a pătruns în inimă. El a început să gândească, numai o persoană este deasupra mea, Dumnezeu însuși. Voi conduce la fel de bine și asupra lui. Acesta a fost cu adevărat un gând prostesc care i-a intrat în inimă cum ar fi putut vreodată să urce deasupra creatorului lui. Însă așa este satan, complet ridicol în multe din lucrurile pe care le face și le gândește, chiar dacă este așa de deștept. Mulți oameni deștepți din lumea largă fac și o mulțime de lucruri absolut prostești, spiritual vorbind. Cu cât studiem mai mult despre satan, cu atât mai mult vom vedea cât de stupid este în multe din lucrurile pe care le face. Satan nu a fost fericit cu locul în care Dumnezeu îl puse. Dorea să urce în locul unde toți să-l venereze. El nu a spus așa. El a început să aibă astfel de gânduri doar în inima sa. Citim aceasta în versetul 13. Dar Dumnezeu se uită la inimile noastre și el s-a uitat și la inima lui Lucifer și a văzut ceea ce urmărea acesta. Există o diferență între ispită și păcat. Inițial, ispita vine ca un gând în minte. Numai când suntem de acord cu acel gând, ajungem să păcătuim. Dacă, pe de altă parte, respingem gândul imediat, nu păcătuim. De exemplu, ai avut vreodată acel gând rău de a face ceva ca să umilești o persoană în fața altora, ca să pari tu drept o persoană mai bună? Știi care a fost prima persoană care a avut un astfel de gând? Lucifer. Pe cine a vrut el să tragă în jos? Nu pe îngeri, pentru că ei erau deja sub el. El a vrut să-l tragă în jos pe Dumnezeu. Să tragi oameni în jos ca să urci tu în vârf este chiar Duhul lui Satan. De ce spun că trebuie să-ți cunoști vrăjmașul? Pentru că atunci când un astfel de gând intră în mintea ta, tu trebuie să recunoști imediat că vrăjmașul tău încearcă să pătrundă. Leul care răcnește așteaptă să te înghită. Nu sunt necesari mulți ani ca cel mai înalt arhanghel să devină diavol. Nu. Doar un moment. El nu a căzut treptat, pas cu pas. Nu. El a căzut jos ca fulgerul, așa cum a spus Isus. Într-o clipită, Luca 10 cu 18. La un moment dat, a fost steaua strălucitoare. Imediat ce a început să nutrească gândul devenirii ca Dumnezeu, s-a transformat în diavol. Cât îi ia unui înger să devină demon, nici măcar o secundă, doar o clipă, doar un moment. Cât îi ia unei persoane cu adevărat bune să devină rea, doar un moment. Asta este tot. Amintiți-vă de acest lucru. Un alt pasaj care ne povestește despre originea lui Satan este Ezechiel 28. Acolo îl vedem pe Satan numit Împăratul Tirului, Ezechiel 28 12. În spatele conducătorilor acestei lumi se află puteri demonice și în acel timp însuși Satan era în spatele conducătorului Tirului. Iar Domnul i-a vorbit lui Satan care îl stăpânea pe acel conducător. Domnul îi amintește lui Satan de timpul când a fost în grădina Edenului, Ezechiel 28 cu 13. Aceasta ne arată că Lucifer a fost în Eden înainte de Adam și Eva. Și Domnul îi reamintește lui Satan, Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Versetul 15 Inima lui Lucifer s-a înălțat în primul rând datorită frumuseții lui. Se înalță vreodată inima ta când te uiți în oglindă și vezi cât de bine arăți comparativ cu alții? Ferește-te de aceasta. mulțumește lui Dumnezeu pentru darurile bune pe care ți le-a dat. Nu e nimic greșit să ai o față care arată bine, dar este greșit în a fi mândru de aceasta, pentru că atunci deschizi ușa lui Satan. Un alt motiv al mândriei lui Lucifer a fost înțelepciunea lui. Știi tu oare că cea mai inteligentă ființă creată este Satan? Nu e nimic greșit să fii inteligent, ne putem folosi inteligența pentru slava lui Dumnezeu, dar nu avem niciun drept să fim mândri de ea. Nu trebuie să fim prostuți ca să-L slujim pe Domnul, nu. mulțumește lui Dumnezeu pentru inteligența ta și mulțumește lui Dumnezeu pentru frumusețea ta, dar nu fi niciodată mândru de vreuna dintre aceste trăsături. Al treilea motiv al îngânfării sau al mândriei lui Lucifer a fost acela că el avea cea mai înaltă poziție dintre toate ființele create. El nu a putut recunoaște că toate aceste trei lucruri de care era mândru, frumusețea, inteligența și poziția lui, erau toate daruri de la Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce multe ființe create și mulți creștini nu pot să recunoască. Și în acest mod. Satan pune stăpânire pe o parte din viețile lor și în final îi distruge. Așadar, vedem că tot păcatul din lume a început cu mândria, nu cu crimă sau adulterul, ci cu mândria. Și de aceea, salvarea a venit prin Isus care s-a smerit pe sine. Calea smereniei este calea eliberării din toate planurile rele și vicleșugurile lui Satan. Tot în Lucifer vedem și originea Duhului de Nemulțumire cu soarta proprie. Dacă ne-am putea uita la această lume din punctul de vedere al lui Dumnezeu, am vedea peste tot lumea plină de oameni nemulțumiți, acuzatori sau care murmură. Un Duh pe care toți l-au absorbit de la satan. Duhul de revoltă împotriva autorității este un alt lucru care a început cu Lucifer. Exista o singură autoritate pe care Lucifer o avea deasupra lui, și anume Dumnezeu. Și el s-a revoltat împotriva acelei autorități. El dorea să fie deasupra acelei autorități și să-l tragă în jos pe Dumnezeu. Întâlnim noi acest duh în rasa umană? Duhul de revoltă împotriva autorității este ceea ce a condus la numeroase revoluții în diverse țări și care a determinat grevele din fabrici. Iar în zilele noastre, întâlnim acest duh de revoltă chiar printre studenți, chiar și printre elevi și copiii mici. Toate acestea sunt un semn sigur că lumea se degradează. Lipsa de respect față de profesori și față de părinți, chiar față de frații înaintați în vârstă din biserici, este în floare peste tot. Să nu uitați niciodată că acest duh a fost acela care a transformat cei mai buni îngeri în demoni. Și acest duh poate schimba un băiat sau o fată într-un demon chiar și astăzi. Dumnezeu nu face pe nimeni rău. Numai atunci când ne deschidem Duhul lui Satan, ne facem singuri răi. Și acum, notați o caracteristică finală a lui Lucifer. Când a căzut, nu a căzut singur. A avut însoțitori. Citim în Apocalipsa 12:4 că el a tras în jos după el o treime din îngeri și ei l-au urmat prostește în duhul lui de mândrie, nemulțumire și revoltă. Același lucru se întâmplă și astăzi. Când o persoană este rea, nu e mulțumită să rămână rea de una singură. Dorește să tragă în jos și pe alții în mizerie și răutate. Evrei 12 cu 15 ne spune că o rădăcină de amărăciune dintr-o persoană îi poate infecta pe mulți alții, dacă acei alții Nove gases.